Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Robo Cristina Maria și sunt profesor de matematică la Liceul Teoretic Dunărea, Galați. În materialul de față am detaliat cazurile de nedeterminare 0 pe 0 și infinit pe infinit care pot apărea în calculul limitelor de funcții. Ne vom ocupa pentru început de cazul de nedeterminare 0 pe 0. Acest caz poate apărea atunci când avem de calculat uh, limita unei funcții raționale pentru x extinzând către o valoare reală uh, x0. Ideea este să facem simplificare prin x-x0 la puterea k, unde k este un număr natural nenul. În cazul primei limite, dacă trecem la limită, se obține evident nedeterminarea 0 pe 0. Pentru a o elimina, va trebui să descompunem fiecare expresie în parte. Îl scriem pe x la a doua minus -9 ca fiind x-3 minus 3, pe lângă x plus 3. Iar x pătrat minus 2x minus 3 se poate scrie astfel, x la a doua minus 3x plus x minus 3, grupăm primii doi termeni și ultimii doi, x pe lângă x minus 3 plus x minus 3, îl dăm pe x minus 3 factor comun și obținem x minus 3 pe lângă x plus 1. Limita devine, limită când x tinde către 3, din x minus 3 pe lângă x plus 3, totul supra x minus 3 pe lângă x plus 1. Simplificăm prin x minus 3, egal cu limită când x tinde către 3, din x plus 3, supra x plus 1. Trecem la limită pentru x către valoarea 3 și obținem 6 supra 4, adică 3 supra 2. În cazul celei de a doua limite, îl vom scrie pe n ca fiind suma lui 1 cu el însuși de n ori, după care grupăm acești termeni obținând limită când x tinde către 1 din x minus 1 plus x la 2 minus 1 și așa mai departe plus x la puterea n minus 1. Totul supra x minus 1. Fiecare uh, paranteză astfel obținută se va descompune astfel încât unul din factorii uh, produsului să fie x minus 1. Și obținem limită când x tinde către 1 din x minus 1 plus x minus 1 pe lângă x plus 1 plus uh, ar urma un x la a treia minus 1 pe care îl descompunem ca x minus 1 pe lângă x la a doua plus x plus 1. Și ultima paranteză pe care o scriem ca x minus 1 pe lângă x la puterea n minus 1 plus x la puterea n minus 2 și așa mai departe plus x plus 1, totul supra x minus 1. La numărătorul vom scoate pe x minus 1 factor comun, obținând x minus 1 pe lângă 1 plus x plus 1, plus x la 2 plus x plus 1, plus și așa mai departe plus x la n minus 1, plus x la n minus 2, plus și așa mai departe plus x plus 1, totul supra x minus 1. Simplificăm prin x minus 1. Și trecând la limită pentru x tinzând către 1, avem 1 plus. A doua, a, prima paranteză este 1 plus 1 2, plus 3. Și așa mai departe, ultima paranteză e 1 plus 1 plus 1 de n ori, adică plus n, care se restrânge cu suma lui gaussien pe lângă n plus 1, totul supra 2. Ce formulă de descompunere am folosit uh, în cazul diferenței x la n minus 1 este vorba de A la puterea N minus B la puterea N, care se scrie astfel, A minus B pe lângă A la puterea N minus 1, plus A la puterea N minus 2 ori B, plus A la puterea N minus 3 ori B la a doua și așa mai departe, plus B la puterea N minus 1 cazul de nedeterminare 0 pe 0 mai poate fi întâlnit în situația în care avem de calculat limita unei funcții raționale care conține modul. În exemplul propus, avem de calculat limită când x tinde către 0 din x la a doua minus 2x supra modul din x. Explicităm modul din x, care este x pentru x pozitiv minus x pentru x negativ. Observați că nu am luat cazul în care x ar fi egal cu 0, din cauza că acest x apare la numitor, și calculăm astfel limitele laterale în punctul 0. Limita la stânga este limită când x tinde către 0, pentru x mai mic decât 0, din x la a doua minus 2x, totul supra minus x. La numărătorul scoatem pe x factor comun, limita devine limită când x tinde la 0, pentru x mai mic decât 0, din x pe lângă x minus 2 supra minus x, în urma simplificării cu x și a trecerii la limită pentru x tindând către 0, se obține valoarea 2. Limita la dreapta în punctul 0 este limită când x tinde către 0 pentru x mai mare decât 0, din x la a doua minus 2x, totul supra x. Și în acest caz îl vom scoate pe x factor comun la numărător, limita devine limită când x tinde către 0, pentru x mai mare ca 0, din x pe lângă x minus 2, totul supra x, simplificăm și trecem la limită și obținem valoarea minus 2. Observăm că limita la stânga în punctul 0 este diferită de limita la dreapta în punctul 0, ceea ce ne indică faptul că această limită nu există. În cazul limitelor de funcții care conțin radicali, se amplifică expresia cu conjugata numitorului sau numărătorului pentru a elimina nedeterminarea 0 pe 0. Ne ocupăm de prima limită propusă, limită când x tinde către 1, din radical din x la a doua plus x minus radical din 2, totul supra x minus 1. Conjugata numărătorului este suma celor doi radicali, limita devine limită când x tinde către 1, din diferența de pătrate, observăm aici formula diferenței de pătrate, x la 2 plus x minus 2, iar la numitor avem x minus 1 mulțit cu expresia conjugată, adică radical din x la 2 plus x plus radical din 2. Pentru că nedeterminarea se păstrează, trebuie să descompunem numărătorul x la 2 plus x minus 2, x la a doua plus 2x minus x minus 2, egal cu x pe lângă x plus 2, minus x plus 2 între paranteze. Îl dăm pe x plus 2 factor comun și obținem x plus 2 pe lângă x minus 1. Înlocuim în limită, aceasta devine limită când x tinde către 1, din x plus 2 pe lângă x minus 1, totul supra x minus 1 înmulțit cu expresia conjugată radical din x la 2 doua plus x plus radical din 2. Simplificăm prin x minus 1 și trecem la limită. Numărătorul este 3, numitorul este 2 radical din 2. Amplificăm cu radical din 2 și obținem 3 radical din 2 supra 4. Să calculăm și cea de-a doua limită. Limită când x tinde către 3, din x minus 3, Totul supra radical de ordinul 3 din x la a doua minus 1 minus 2. Suntem în același caz de nedeterminare. Cum numitorul conține un radical de ordinul 3, conjugata acestei expresii este a la a doua plus a ori b plus b la a doua. Deci vom amplifica cu această conjugată unde a este radicalul de ordinul 3 iar b este 2. Limita devine, limită când x tinde către 3, din x minus 3, înmulțit cu expresia conjugată, adică radical de ordinul 3 din x la 2 minus 1, totul la 2, plus produsul celor doi termeni, 2 radical de ordinul 3 din x la 2 minus 1, plus b la 2, adică 4. Numitorul va fi diferența de cuburi, ridicând la a treia radicalul de ordinul 3 se obține x la 2 minus 1 minus 2 la 3, adică 8. Se observă că se poate trece la limită în paranteza pătrată, aceasta devine 3 la 2, 9, minus 1, 8, radical de ordinul 3 din 8 este 2, apoi îl ridicăm la 2 și fiecare termen din paranteză este tot 4, deci limita va fi 12, aceasta e limita parantezei pătrate, limită când extinde către 3, din x minus 3 supra, numitorul este tot o diferență de pătrate, este vorba de x la 2 minus 9, pe care îl scriem ca x minus 3 pe lângă x plus 3. Simplificăm și apoi trecem din nou la limită și obținem 1 supra 6, simplificăm din nou și se obține valoarea limitei 2. Sunt bine cunoscute limitele remarcabile care ne ajută să eliminăm nedeterminarea 0 pe 0 în situația în care vorbim despre funcțiile trigonometrice sinus, arc sinus, tangentă și arc tangentă și observăm aceste tipuri de limite. Limită când u de x tinde către 0 din sinus de u de x supra u de x este 1, aceeași proprietate o au și funcțiile arc sinus, tangentă și arc, arc tangentă, Apoi avem limită când u de x tinde către 0 din logaritm natural din 1 plus u de x supra același u de x care tinde către 0, a cărei valoare este 1. Limită când u de x tinde către 0 din a la puterea u de x minus 1 totul supra u de x este logaritm natural din a, evident a este un număr pozitiv și diferit de 1. Și limită când u de x tinde către 0 din 1 plus u de x totul la puterea uh, r, unde r este un număr real nenul, minus 1 supra u de x egal cu r. Să luăm prima aplicație să calculăm limită când x tinde către 0 din sinus de mx totul supra arc tangentă de n ori x unde m și n sunt numere naturale, nenule. Pentru a utiliza limitele remarcabile, va trebui să înmulțim și să împărțim prin argumentul acesta care tinde către 0, adică la numărător sinus de mx se împarte la m ori x, dar pentru că am modificat funcția, vom înmulți în același timp cu m ori x la numitor avem arc tangent de n ori x împărțim prin n ori x, care e funcția compusă u de x care tinde către 0 și înmulțim prin n ori x. Conform limitelor de mai sus, sinus de mx supra mx tinde către 1, arc tangent de nx supra nx tinde către 1, simplificăm prin x și obținem m supra n. Un alt exemplu limită când x tinde către 0 din 1 minus cosinus de x totul supra x pe lângă radical din 1 plus x minus 1. Trecând la limită, obținem de asemenea determinarea 0 pe 0, ca și în cazul precedent, pentru a ajunge la a utiliza una din limitele remarcabile de mai sus, va trebui să plecăm de la cosinusul unghiului dublu, pe care îl putem scrie ca 1 minus 2 ori sinus pătrat de t, de unde rezultă că 1 minus cosinus de t de 2 t este egal cu 2 ori sinus pătrat de t limita devine limită când x tinde către 0 din 2 ori sinus pătrat aplicat unghiului pe jumătate, adică x supra 2, totul supra x pe lângă radical din 1 plus x minus 1. Observăm că această paranteză tinde către 0. Ideea este să amplificăm cu conjugata acesteia, adică cu 1 plus x plus 1, și obținem 2 ori limită când x tinde către 0 din sinus la a doua de x supra 2 înmulțit cu radical din 1 plus x plus 1 totul supra x pe lângă diferența de pătrate 1 plus x minus 1. Se poate trece la limită în această paranteză care nu se anulează. Aceasta tinde către 2 limita devine 4 ori limită când x tinde către 0 din sinus la a doua de x supra 2, totul supra x la a doua. Și aici încercăm să obținem o remarcabilă. Limită când x tinde către 0, din sinus de x supra 2, totul supra x supra 2 la puterea a doua, și mulțim cu 1 pe 4, Limita fracției din paranteză este 1, deci 4 ori 1, ori 1 pe 4, egal cu 1. Continuăm cu exemplul 3. Să calculăm limită când x tinde către 0 din logaritm natural din 1 plus sinus de x totul supra 5x. Pentru a elimina nedeterminarea 0 pe 0, vom împărți logaritmul la sinus de x, astfel încât să obținem o limită remarcabilă, logaritm din 1 plus u de x supra u de x, și vom înmulți în același timp cu sinus de x. Această limită este 1, sinus de x supra x tinde de asemenea către 1. Trecând apoi la limită, obținem 1 supra 5. Exemplul următor, să calculăm limită când x tinde către 0 din 3 la puterea x plus 2 la puterea x minus 2, totul supra 4 la puterea x plus 3 la puterea x minus 2. În ideea de a utiliza limita remarcabilă, corespunzătoare funcției exponențiale, vom grupa 3 la x cu minus 1 și 2 la x cu minus 1 în urma descompunerii lui minus 2, procedeu pe care îl aplicăm și la numitor și obținem 4 la x minus 1 plus 3 la puterea x minus 1 și încercăm să ne construim acele limite de tipul a la u minus 1 supra u lucru pe care îl putem face prin împărțirea și înmulțirea prin x. 3 la x minus 1 supra x înmulțit cu x plus 2 la x minus 1 supra x înmulțit cu x totul supra 4 la x minus 1 supra x înmulțit cu x plus 3 la x minus 1 supra x înmulțit cu x atât la numitor cât și la numărător, îl vom da factor comun pe x, în paranteză obținem 3 la puterea x minus 1 supra x plus 2 la puterea x minus 1 supra x, totul supra x pe lângă 4 la puterea x minus 1 supra x plus 3 la puterea x minus 1 supra x. Simplificăm prin x, după care trecem la limită. 3 la puterea x minus 1 supra x are limita logaritm natural din 3, următoarea fracție are limita logaritm natural din 2, iar la numitor obținem limitele logaritm natural din 4, respectiv logaritm natural din 3. Utilizând proprietățile logaritmilor, avem logaritm natural din 3 ori 2, 6, supra logaritm natural din 12. Suntem în cazul de nedeterminare infinit pe infinit. În calculul limitelor de funcții raționale, adică raport de două funcții polinomiale, atunci când x tinde către plus infinit, se procedează astfel. Observăm că am scos pe x la puterea n factor forțat la numărător și x la puterea m factor forțat la numitor se observă că toate aceste fracții tind către 0, fiind constante pe infinit, x la n supra x la m se poate scrie ca x la puterea n minus m și trecând la limită, avem următoarele situații. Dacă n este mai mare decât m, acest raport are limita plus sau minus infinit la puterea n minus m înmulțit cu raportul coeficienților dominanți a indice n supra b indice m. În cazul în care n și m sunt egale, x la n cu x la m se vor simplifica, iar limita va fi doar acest raport a indice n supra b indice m. Iar dacă n este mai mic decât m, atunci, după simplificarea lui x la n cu x la m, numitorul acesta tinde către infinit și atunci limita va fi 0. Evident, a n și b m sunt diferite de 0. Un exemplu în acest sens, să calculăm limită când x tinde către infinit din 5x la 4 -a, plus x minus 2, totul supra x plus 3. Urmărind această regulă pe care am demonstrat-o mai devreme, observăm că numărătorul are gradul 4, numitorul are gradul 1, deci suntem în primul caz cu n mai mare decât m, limita va fi infinit la puterea egală cu diferența exponenților 4 minus 1, adică la puterea a treia, înmulțit cu raportul coeficienților dominanți 5 supra 1, adică 5, și se obține limita infinit. Ce se întâmplă în cazul în care ne propunem să calculăm această limită, dar cu x tinzând către minus infinit? Deci funcția este aceeași, 5x la 4 plus x minus 2 supra x plus 3. Bineînțeles că suntem în același caz, e mai mare decât em. Și vom obține minus infinit la puterea 4 minus 1, 3, înmulțit cu raportul coeficienților dominanți, 5 supra 1, adică 5. Exponentul acesta este număr impar, deci se obține minus infinit ori 5, adică minus infinit. Un alt exemplu, să calculăm limită când x tinde către plus infinit din 2x la 2 -a minus 1 supra 3x la 2 -a minus x plus 2020. Ce observăm? Gradul numărătorului coincide cu gradul numitorului. Suntem deci în cazul al doilea, când n este egal cu m, deci e suficient să efectuăm raportul coeficienților dominanți, adică 2 supra 3. Ce se întâmplă dacă x tinde către minus infinit? Păi limita se calculează în același mod, deci am putea scrie aici faptul că x poate tinde și către minus infinit și valoarea limitei este aceeași. Următorul exemplu, să calculăm limită când x tinde către plus infinit din x minus 2 supra x la 2 plus 4x minus 5. Gradul numărătorului este 1, al numitorului este 2, deci suntem în cazul al treilea când n este mai mic decât m și atunci limita acestei funcții raționale este 0. Aceeași valoare vom obține și dacă x tinde către minus infinit. Nedeterminarea infinit pe infinit mai este întâlnită în cazul limitelor de funcții iraționale, exponențiale sau logaritmice. Un prim exemplu este acesta. Să calculăm limită când x tinde către minus infinit din 2x plus 1 supra radical din x la 2 minus x plus 4. Egal cu limită când x tinde către minus infinit din x pe lângă 2 plus 1 supra x, totul supra radical din x la 2 pe lângă 1, minus 1 supra x, plus 4 supra x la 2. Vom scoate de sub radical factor și anume modul din x, obținem limită când x tinde către minus infinit din x pe lângă 2 plus 1 supra x totul supra modul din x înmulțit cu radical din 1 minus 1 supra x plus 4 supra x la 2. Cum x tinde către minus infinit, modul din x este minus x. Simplificăm x cu x de la numitor și obținem minus limită când x tinde către minus infinit din 2 plus 1 supra x, totul supra radical din 1 minus 1 supra x plus 4 supra x la a doua. Trecând la limită și ținând cont de faptul că 1 supra x tinde către 0, iar 4 pe x pătrat tinde către 0, se obține valoarea minus 2. Al doilea exemplu, să calculăm limită când x tinde către infinit din e la puterea x, plus e la puterea 2x, totul supra e la puterea 2x plus e la puterea 3x. Pentru că baza e este un număr supraunitar, trecând la limită e la puterea x cu x tinzând către infinit, se obține infinit. Deci suntem tot în cazul de nedeterminare infinit pe infinit caz pe care îl vom elimina în felul următor. La numărător se poate scoate e la puterea x factor comun, în paranteză se obține 1 plus e la puterea x, la numitor de asemenea un factor comun, de data aceasta pe e la puterea 2x, paranteza este tot 1 plus e la puterea x, simplificăm 1 plus e la x cu 1 plus e la x, simplificând și e la x cu e la 2x, se obține limita când x tinde la infinit din 1 supra e la puterea x, adică 1 pe infinit, adică 0.